Astăzi este duminică și suntem în 30 martie. La sfârșit de martie, din nou un antrenament. Avem pe domnul Cristi Arsene. Un mic interviu pentru prieteni, membri care vrem să facem un antrenament înainte de etape. Suntem la Pătroaia și vrem să vedem cum se comportă porumbei. Nu, ei sunt foarte grei, nu sunt antrenați, dar sperăm să ajungă cu bine. Mai avem alături de noi pe domnul Vizitiu Dan, să ne spună și el câte ceva despre acest antrenament. Ce putem spune? Suntem la Pătroaia, am ieșit cu băieții la un mic antrenament pentru toți porumbei, pentru toți vizitatorii site-ului porumbei.net, să ne vadă aici la lucru. Și ce să mai spun? Urăm tuturor membrilor de la Clubul Călinești și nu numai, tuturor columbofililor un an cât mai reușit și cât mai multe satisfacții. Dane, cum au venit porumbei data trecută la primul antrenament? Data trecută au venit porumbei, din 50 de porumbei lansați, au venit 14 odată, după aceea toată ziua, pe unul mai rar, dar fără pierderi, nu am pierdut niciun porumbe. A fost primul antrenament mai greu, da? Da, un antrenament mai departe, la Izoa, am aproape de Găiești. Mai aveam 2 km și ajungeam la Găiești, dar per total a fost o lansare reușită. Dan, îți mulțumim frumos și succes la această lansare. Vă mulțumesc și eu și numai bine.